Salutare, oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 14 aprilie 2021 și avem pe EMAG evenimentul Stockbusters. Mai fac ei din când în când reduceri la anumite produse. Acesta a început în 13 aprilie ieri și este și mâine activ în 15 aprilie. Și m-am gândit să vă prezint câteva telefoane care cred eu că merită banii, care într-adevăr sunt acum la reducere. Vorbim de telefoane noi cu garanție, bineînțeles, o să pun link-uri la toate în descrierea videoclipului, folosiți acel link-uri cu încredere. Va fi pentru voi același preț și pentru mine un mic avantaj. Despre ce este vorba? Văzând evenimentul acesta cu reducere, am scotocit printre toate telefoanele și câteva mi-au sărit în ochi, în sensul că aveau într-adevăr un preț mai bun decât în mod normal. După cum știți, la toți comercianții online și nu numai, care organizează asemenea evenimente de reducere în când în când, nu toate produsele sunt într-adevăr la prețuri extraordinare sau chiar să merite achiziționate, să fie reduceri cu adevărat interesante. Și din acest motiv am să fac puțină ordine. Hai să nu mai pierdem timpul, să începem cu telefoanele. Primul telefon și cel mai ieftin pe care îl recomand de la această perioadă de reduceri este Xiaomi Redmi Note 8. Am mai vorbit despre el. O să pun link în descrierea videoclipului cu două videoclipuri în care analizez telefoanele cele mai ieftine sub 1000 de lei, care merită. Ăsta apare și acolo cu mai multe detalii. Și telefoanele Samsung, care merită din aprilie. Sunt mai multe detalii, dacă vreți, acolo găsiți în acele două videoclipuri. Deci ăsta, de ce îl recomand la 550 de lei, practic, este un preț foarte bun pentru el. Cred că este cel mai bun telefon din zona medie. Nu este un telefon extraordinar, o să vorbim despre telefoane care sunt mai rapide și mai bune imediat. Însă, dacă nu aveți bani, sunteți limitați, 550 de lei e un telefon decent, bunicel. În ce sens? În sensul că este un telefon cu spatele de sticlă, arată destul de bine, are un procesor Snapdragon 665 octa-core, un procesor acceptabil, nu se mișcă extraordinar, după cum spuneam, dar dați bani puțini, însă se mișcă decent, are ecran de 6,3 inch Full HD, are 64 GB memorie internă, 4 GB de RAM. Nu recomand 2021 telefoane cu 3 GB sau 2 GB de RAM, minim 4 GB. Eu v-aș recomanda să economisiți și să luați unul cu 6 GB, o să vorbim imediat despre alea, nu-s diferențe chiar așa mari de preț, însă pentru cei foarte limitați cu banii, ăsta este telefonul pe care să luați la bani puțini. Camera e 48 megapixel, am folosit telefonul ăsta, am și un videoclip făcut cu el, dacă vă uitați în videoclipurile mele o să-l găsiți. Este un telefon decent. Baterie de 4000 mAh, o zi fără nicio problemă vă ține bateria. Deci cameră destul de bună, ecran ok, spate de sticlă, procesorul e singurul care e așa și așa, dar își face treaba. 4 GB de RAM la fel, cam la limită, dar își fac treaba. 550 de lei, buget limitat, luați-l fără să vă gândiți prea mult. Bun, dacă vreți un telefon mult mai rapid decât ăsta, vorbim de telefoane cu 6 GB de RAM. 800 de lei. Este o diferență de 250 de lei. Știu, pentru unii contează, însă dacă vă permiteți această diferență, categoric vă recomand asta. De ce? Are un procesor mult mai bun și are 6 GB de RAM față de 4 GB de RAM cel de mai înainte. În utilizare de zi cu zi, credeți-mă că se va simți acest lucru. Destul de mult, zic eu, și gândiți-vă că un telefon îl luați pentru un an jumate, 2 ani, în mod normal, minim un an. Apar versiuni noi de Android, apar update-uri la aplicații, 4 GB de RAM, sunt în acest moment la limită. Peste un an, cred eu că telefoanele cu 4 GB de RAM în mare parte vor merge destul de, să nu zic oribil, dar destul de greu. Și acum depinde de fiecare cum este obișnuit. Dacă sunteți obișnuiți să vă meargă telefonul ca o râșniță și nu aveți niciun stres cu asta, nu ați utilizat alte telefoane, atunci nu e stres. Dar eu vă recomand să încercați un telefon cu 6 GB de RAM și cu un procesor mai puternic să vedeți diferența în experiența de utilizare. Bun, haideți să mergem pe GSM Arena să vedem mai multe detalii despre telefonul ăsta. Realme 7 Global, da? Este Realme e marca ieftină Oppo, spatele de plastic, nu e sticlă, ok, are un IPS ecranul de 6.55 cu 90 de Hz refresh-ul, ok, un ecran bun, 90 de Hz este binișor peste 60 de Hz varianta standard, cred că asta va conta în utilizarea dispozitivului.
avem procesor puternic Helio G95. Vor merge și jocuri pe telefonul ăsta. Se va mișca bine. 64 GB de RAM. 64 GB memorie internă. Îi spune și varianta cu 4 GB de RAM. Dar mergem pe Mac și ne uităm la specificații. Și vedem MediaTek G95. 6.5 ecran, nu ne spune 90 Hz. Mă rog, detaliile pe site-urile românești sunt în general praf, ori eronate, ori lipsesc. De asta prefer să merg pe GSM Arena. Dar hai să vedem totuși ce vinde EMAG-ul. 64 GB memorie internă, 6 GB de RAM. Deci este varianta cu 6 GB de RAM. Bun, avem cameră 48 MP. Nu vă gândiți că e o cameră extraordinară. La toate telefoanele astea camerele nu sunt extraordinare, n-au cum să fie. Sunt telefoane de buget. Își fac treaba și cam atât. Dacă e lumină, fac poze super. Dacă e mai întuneric sau sunteți la interior, sunt poze așa și așa. Poate nimeriți și poze ok, dar nu vă faceți mare așteptări la cameră. Nu aveți cum. Cei care vă spun că de la telefoane sub 1000 de lei sunt camere extraordinare, ok, alea sunt povești. Sunt camere decente în cel mai bun caz. În utilizare zi cu zi își fac treaba și cam atât. Dacă sunteți pasionați de fotografie cu telefonul, ceea ce se cam contrazice chestia asta din punct de vedere al celor cu adevărat pasionați de fotografie, cei care sunt cu adevărat pasionați de fotografie își cumpere camere foto specializate pe așa ceva. Însă dacă sunteți genul care sunteți nebuniți după poze și vreți neapărat cu telefonul să faceți acest lucru, trebuie să scoateți mai mulți bani în buzunar, abonați-vă la canalul ăsta și o să vedeți ce telefoane vă recomand special pentru poze foarte bune. Bun, deci camera o cameră decentă, după cum spuneam, are mufă jack, are un singur speaker, nu e stereo, baterie 5000 mAh, o zi jumate, lejer, vă va ține fără probleme. Fast charging, 30%, Realme, ca și Oppo, să-l numiți pentru încărcătoarele rapide, deci tot ok din punctul ăsta de vedere. La 800 de lei, cred că este un preț extraordinar pentru un telefon puternic. Următorul, Poco X3 NFC, am mai vorbit despre asta, 920 de lei. Ieri m-am uitat, era 850 de lei, văd că l-au scumpit de magu. Mai așteptați, mai vedeți, poate mai apar reduceri. Îl pun aici pentru că ce are ăsta în plus față de Realme-ul de înainte? Și ăsta are 64 GB memorie internă, 6 GB de RAM. Însă, hai să vedem ce are în plus sau de ce ar merita diferența de bani. Are un Snapdragon 732G. Snapdragon-ul sunt puțin superioare MediaTek-urilor în general. Este un procesor o idee mai bună, însă în practică, în utilizarea zi cu zi, nu veți observa o mare diferență de viteză între cele două. Ecranul, 120 Hz. Celălalt avea 90 Hz. 6.67 inch este mai mare decât celălalt, deci un ecran superior. Procesor Snapdragon, bun. Memoria RAM și asta am spus. Camera 64 MP este o cameră mai bună, zic eu, decât camera de pe Realme. În general, Xiaomi stau mai bine la camere decât Realme, pe segmentul de buget, în primul rând. Deci o cameră mai bună decât celălalt. Și stereo speakers, deci are două speakere, două difuzoare. Ce înseamnă asta? Dacă este genul care jucați jocuri și nu numai, ascultați videoclipuri, ascultați muzică, pe asta se vor auzi mult mai bine decât pe Realme-ul dinainte. Chiar am văzut telefonul ăsta lăudat pentru speakerele, difuzoarele incorporate. Deci, sunteți pasionat de consum media, de jocuri, ăsta este telefonul pe care să-l luați. Ecranul mai mare, speakerele mult mai bune, camera mai bună, zic eu. Bun. Baterie 5160, la fel 2 zile fără stres, fast charging 33W, își face treaba fără probleme. Următorul, trecem la Samsung. Știu, nu sunt genul care în general să recomand Samsung ca și raport calitate-preț, însă în acest caz au cu adevărat niște reduceri de preț. Pentru pasionații Samsung am ales câteva modele și pentru ei. Pentru ceilalți care nu țin neapărat de Samsung, luați în considerare telefoanele care am vorbit mai înainte, vizionați videoclipul cu telefoane bune sub 1000 de lei sau eventual întrebați-mă în comentarii. O să mai fac și alte videoclipuri, de asta zic, abonați-vă la canal, mai fac și alte videoclipuri în care voi recomanda mai multe modele
cu un preț peste 1000 de lei. A52. De ce îl recomand dacă doriți neapărat Samsung? 1400 de lei. Acum câteva zile când am făcut videoclipul cu Samsung, unde vedeți mai multe detalii despre el, e în descrierea videoclipului ăsta, era 1600 de lei. 200 de lei reducere. Ok. De ce recomand A52-ul? Atenție, nu e 5G, vorbim acum de A52 normal, 4G. Super AMOLED, ecranul foarte de calitate, cum face Samsung, 90 Hz, 6,5 inch, Snapdragon 720. Configurația, dacă vă uitați la pe hârtie, este mai slabă decât X3 NFC-ul de care vreau mai înainte, care e mult mai ieftin. De asta vă spuneam, nu vreți neapărat Samsung, aveți opțiuni mai ieftine. Vreți Samsung, scoateți banii. Samsung costă mai mult. Sunt din mai multe motive. Branding, marcă, mă rog. Deci, procesor 720G, Snapdragon, un procesor bun. Merg și jocurile, e ok, gama medie de la Snapdragon, de la Qualcomm. Ecranul este superior celorlalte pentru că este ecran Samsung AMOLED și Samsung se pricepe la display-uri, deci chiar sunt display-uri de calitate în general. Așa, memorie internă trebuie să fie 6 GB de RAM, dar și 128 GB memorie interne, 6 GB de RAM. Deci avem și mai multă memorie internă decât la celelalte și avem 6 GB de RAM. Este spatele de plastic, apropo, ca și la celelalte, însă un plastic vizibil, la alte mai imită puțin sticla, mai scap mai ușor, să spun așa, ăsta e plasticul plastic. Camera, în schimb, este o cameră superioară pentru că are Optical Image Stabilization. E o dotare a unei camere care ne arată că e o cameră peste media, spun eu, deci o IS de obicei găsim la telefoanele top. Nu înseamnă că asta, doar chestia asta, Optical Image Stabilization, stabilizare optică, o face extraordinară, dar este o cameră superioară celor de care am mai înainte, o cameră peste medie de care veți fi mulțumiți. Nu se compară, repet, cu camera de pe un S21 Ultra, S20 Ultra, eu știu, Xiaomi Mi 11 sau Huawei P40 sau care mai sunt de top. Nu costă atât, bineînțeles, dar e o cameră bună. Ok, stereo speakers și ăsta are două speakere. Cele de pe Poco sunt însă superioare, credeți-mă, asta este, sunt niște speakere decente. Muffa jack, ok, bine. Are fingerprint-ul în ecran. Poate pentru unii dintre voi contează asta. Mie îmi place mai mult să fie în ecran, e mai interesant și mai accesibil chiar. Baterie 4500 mAh, foarte bine, ține o zi și ceva. Fast charging 25W. Suportă încărcătorul, am înțeles că nu este 25W, deci Samsung pune un telefon care suportă încărcare 25W, dar încărcătorul e de 15W. Deci, mă rog, după cum spuneam, Samsung își permite să facă treburile astea. Dacă voi sunteți de acord, piața este de acord, este opțiunea lor. Bun, 1400 de lei. Următorul, tot Samsung A52, 1600 de lei. O să spuneți de ce este același telefon? Nu, nu este același telefon. Asta vă spuneam, site-urile românești, când vine vorba de detalii, de specificații, sunt foarte, foarte neatente, superficiale, ca să nu zic mai mult. Asta este varianta 5G. Asta este A52 5G. Diferența față de celălalt. Și lumea nu înțelege exact ce înseamnă asta, vă spun imediat. Ecranul, stați să vedem, hai să facem o comparație. Cel mai bine. Deci la cel de mai înainte, la 1400 lei, era 90 Hz ecranul, ăsta e Super AMOLED 120 Hz. Bine, e un ecran mai bun. Aceeași dimensiune la ecran, procesorul 750 5G față de 720. Este un procesor mai puternic, mai bun, inclusiv pentru jocuri, inclusiv pentru viitor. Deci dacă vă permiteți diferența asta de 200 de lei, pentru 200 de lei categoric aș recomanda acest model. Acum depinde de gustul fiecăruia, depinde de buget, însă cred eu că merită cu prisosință această diferență. Deci ecran mai bun, procesor mai bun,
Memoria internă este tot acolo, dacă nu mă înșel, 128, 128, da, 6 GB de RAM, ok. Așa, camera este în principiu aceeași cameră și asta suportă OIS, deci aceeași cameră, stereo speakers, 4500, da, în rest este același telefon, spatele tot de plastic, tot plasticos, însă, repet, pentru ecran și mai ales pentru procesor și pe fază că e 5G, cu toate că va mai dona România până vom folosi cu adevărat util și practic 5G-ul, merită diferența 200 de lei. Și ultimul telefon, că vorbeam telefoane top de la Samsung, după cum am spus și în videoclipul trecut, cu telefoanele Samsung, este vorba de Samsung Galaxy S20 Fan Edition FE, tot 5G. Atenție, și aici avem o variantă 4G, este mai ieftină cu vreo 300 de lei, nu vă recomand, este mult inferioară astea. De ce merită acest telefon? Imediat vă spun, 5G. Pentru că ecran Super AMOLED 120Hz 6,5 inch. Puteau să facă și ecranul mai mare, dar mă rog. Super ecran, Snapdragon 865, asta e foarte important, procesorul. De obicei Samsung în Europa aduce telefoane cu procesoarele Exynos, care sunt ale lor procesoare inferioare, în general celor de la Qualcomm Snapdragon, prefer oricând Snapdragon. Deci asta are în plus ăsta față de cel 4G. Nu luați 4G, oare Exynos, ăsta are Snapdragon. 865, un procesor foarte puternic, e procesorul de top de anul trecut. Credeți-mă, 2 ani de zile va zbura acest telefon în aplicații și în jocuri, pe puțin 2 ani de zile. 6 GB de RAM, 128 GB memorie internă, cameră, bineînțeles, OIS. Credeți-mă că este o cameră superioară celei de pe A52-urile care vorbeam mai înainte. Deci camera de aici este superioară. Stereo speakers, da, cu siguranță că și astea sunt superioare celor din zona mai ieftină dinainte. Fingerprint în amprenta în display. 4500 mAh, fast charging, suportă wireless charging și reverse wireless charging, ceea ce nu poate fi vorba la celelalte. Poate pentru unii contează, mie mi se pare un lucru util. Deci procesor de top, cameră de top, încărcare wireless, display-ul extraordinar. Singurul minus față de S20 și S21 este că are spatele de plastic. De un plastic de calitate, nu este un plastic oribil cum erau la astea aici. Astea sunt plastic, ăsta e un fel de plastic mai glasic, îi spun ei, care seamănă cu sticla. Acest telefon merită, dacă vreți neapărat Samsung de top, 2650 de lei. Nu merită S21-urile, S20-urile, eu știu, Note 20-ul. Am vorbit multe detalii despre chestia asta în videoclipul pe care, repet, îl pun în descrierea videoclipului ăsta cu telefoanele Samsung, pentru că acelea vin cu procesoare Exynos și sunt mai scumpe, binișor mai scumpe. Deci, mulțumesc, dar nu. Ăsta vi-l recomand. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-am putut fi de ajutor. Folosiți link-urile pe care le pun în descrierea videoclipului. Abonați-vă la canal. După cum vedeți, ofer informații utile. Voi continua să ofer aceste informații. Pentru ca să faceți alegeri bune, să nu aruncați banii pe tâmpenii și pe marketing, să economisiți bani, bineînțeles, să luați telefoane de care să fiți mulțumiți. Cam asta încerc să fac eu pe acest canal. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc. Numai bine.